Bine v-am regăsit, dragi cititori! Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii desfășurată pe site-ul Editurii Herald. O campanie de Black Friday în care am încercat cu sprijinul, prin intermediul partenerilor, librarilor, să aflăm lucruri despre ceea ce înseamnă Black Friday. Și o avem alături de noi pe Ștefania Oprina, librar, reprezentant al librăriei Seneca Anticafe București. Mărturisesc foarte sincer, o librărie foarte dragă mie, pentru că am întâlnit acolo niște oameni cu totul și cu totul special și am făcut de-a lungul timpului, atunci când condițiile ne-au permis, am făcut evenimente și lansări de carte foarte frumoase. Iată, așadar, astăzi vorbim despre ceea ce înseamnă Black Friday, o campanie desfășurată pe site-ul Editurii Herald. Ștefania, din experiența ta de librar, poate și din anii trecuți și felul în care v-ați pregătit în acest an, ce înseamnă această perioadă, și mă refer aici și din punct de vedere sezonier, mă refer ca anotimp, toamna, dacă cresc vânzările de carte, și mă refer și la această campanie, la această zi, iată, vineri 13 noiembrie, Black Friday. Cumpără cititorii, consumatorii de carte, cumpără mai multe cărți, există mai multe comenzi, influențează cu ceva comportamentul consumatorului aceste reduceri, reduceri poate unele chiar foarte generoase, foarte substanțiale. Cum reacționează cititorul de carte? Bună ziua și bine v-am găsit, mă bucur tare mult să te revăd, îmi pare rău că nu ne revedem aici, în contextul nostru clasic, cu evenimente de zeci de oameni, toți împreună, vorbim despre cărți cu ele în jurul nostru, dar te așteptăm în librărie, în continuare deschisă și da, lucrurile se schimbă, dar se schimbă și în bine și zicem că e o adaptare, am trecut de partea de tristețe, ne-am adaptat bine, suntem toți împreună, suntem sănătoși. Și Black Friday ne gândeam acum că noi simțim că ne pregătim pentru ceva, dar de fapt noi ne pregătim pentru Gaudeamus în mintea noastră. Gaudeamus cel clasic din fiecare toamnă care ne marca, ăla era evenimentul. Black Friday pentru era mai mult pentru electrocasnice și pentru toate. Și chiar ne gândeam, știi că există gluma celebră pe internet cu Greta care se uită la oamenii care consumă prea mult sau folosesc plastic? Noi suntem și editura care a publicat-o pe Greta, așa că Black Friday nu putea să fie o nebunie la noi în sensul de cumpără și ce nu ai nevoie, ci mai degrabă Black Friday în spiritul Seneca, numele pe care îl și purtăm, să ai atât cât poți citi și să ai cărțile de calitate care îți trebuie pentru minte. Așa că reducerile le-am pregătit. Sunt deja și în librăria fizică, sunt și pe site-ul editurii Seneca. Și sunt la cărțile pe care le considerăm noi importante și care ne ajută foarte mult în perioada asta, cele de stoicism în principal. Avem mese de promoții special aranjate și sunt cărțile care ne învață să fim înțelepți și să trecem prin perioada asta, pandemie, nu prin Black Friday. Prin Black Friday trecem, e bine. Și așa că reducerile sunt la cărțile pe care le considerăm importante, sunt și online, sunt și fizică, vrem în continuare să vină cititorii în librărie și de obicei aveam promoție de Black Friday la singura carte neagră a editurii Seneca, cea despre mânie, care cred că a devenit și mai actuală acum cu pandemia, cu schimbările, cu traficul, cu apa caldă, așa că găsiți reducerile și reinventăm și Black Friday. Așa cum spuneai și tu, inițial probabil că ziua de Black Friday a început mai mult pe partea aceasta de electronice, electrocasnice și lucruri care țin poate de casă, de confortul nostru, dar normal că s-a extins, cred că, asupra oricărui tip de produse. Da? Nu cred că există produse în perioada asta care să nu beneficieze de această reducere de Black Friday și iată și e și cazul cărților pe care cititorii le pot găsi pe site-urile editurilor, așa cum este campania de pe site-ul Editurii Herald, dar și de pe site-urile librăriilor partenere. Probabil că există două tipuri de două categorii de cititori, cei care din punct de vedere financiar au potențial
și își permit cărțile pe care ei și le doresc și le așteaptă și le cumpără, indiferent dacă vorbim despre vreo reducere sau nu, și alții care, într-adevăr, au probabil un buget mai limitat și atunci pentru ei contează. Chiar contează o reducere de 30-35%, înseamnă ceva pentru acel buget, pentru coșul legat de cumpărarea, de achiziționarea cărților. Așadar, sunt probabil mai multe categorii de cititori, de consumatori de carte. Mă gândeam în această perioadă faptul că nu avem posibilitatea să organizăm evenimente și mă gândeam că editurile, bineînțeles, împreună cu librările, și mă gândeam că partea bună a acestei perioade, așa cum spuneai și tu puțin mai devreme, din martie încoace, partea bună este că am descoperit cumva tehnologia și că mă gândesc că este și cazul, sau am redescoperit-o și mă gândesc că este și cazul vostru, cazul librăriilor partenere, dar și al editurilor, care și-au mutat mai mult activitatea în mediul online, în mediul virtual. Probabil că au crescut numărul de comenzi în online, atâta timp cât oamenii, din păcate, au aceste restricții de a mai merge, cum se întâmpla înainte, câte 15, 20, 25, 50, 70, 80 de oameni într-o librărie, într-un spațiu închis. Și acum mă gândesc că totul s-a mutat în online. Iată, până și această intervenție pe care noi o avem, așa, spune acest lucru și mă gândesc și la faptul, și am mai discutat lucrul ăsta cu alți librari, mă gândesc și la unele lansări de carte online, cât de important este să poți să intri în direct, da, cu un autor, da, foarte drag, un scriitor, care poate nu are posibilitatea să vină în România sau, nu știu, din alte vari motive e mai greu să-l aducem, așa, și putem să vorbim despre o carte chiar prin intermediul platformelor, să spunem, Zoom sau Skype sau fiecare ce folosește, și cred că și asta ne ajută să venim în întâmpinarea cititorilor cu informații. Faptul că cititorii noștri pot afla despre anumite cărți, poate din gura autorului, a scriitorului, sau poate din cea a unui critic sau unui blogger sau unui influencer care a citit despre această carte și iată ne pot transmite și nouă informații. Eu îți mulțumesc foarte mult, Ștefania, că ai fost alături de noi. Ce să zic, ca o urare la cât mai mulți cititori, da? să se încheie cât mai repede această perioadă, zic eu, nu grea, chiar foarte grea, atât pentru edituri, cât și pentru librari, pentru librării și pentru cei care lucrează în industria cărții, o perioadă foarte grea. Și bineînțeles să ne reluăm în mod normal, firesc, sănătos, activitatea și, bineînțeles, să vină oameni la evenimentele pe care le vom organiza împreună. Să se încheie cu bine perioada asta și nu suntem complet nemulțumiți de ea, spuneai mai devreme, de cititori și de cei care încă vin în librărie. Am câștigat cumva timp, oamenii sunt mai deschiși la dialog, am implementat tot ce înseamnă măsuri de prevenție COVID. Totul este la distanță, totul este cu mască, deci nu e nicio teamă, Seneca e un spațiu sigur, cred că librăriile în general sunt. Și oamenii stau mai mult de povești, stau mai mult să le recomandăm cărți. Au fost publicate mai puține cărți, am observat și noi, lipsesc întâlnirile mari de genul Bookfest, Gaudeamus, dar am câștigat pe oameni aici, deci chiar am avut, bine, e și co-working space, oamenii vin și lucrează aici, e și biroul lor. Dar și cei care vin doar să cumpere cărți, pentru că suntem aproape de Chiselef și își cumpără o carte pe care o citesc acolo. Am stat mai mult la dialog, oamenii sunt mai deschiși și cumva mai deschiși să intre în profunzimea lor. Așa că ne ajutăm și de online, îmbunătățim și offline-ul și da, așteptăm să se termine perioada asta și să fim toți bine, să revenim. Și în completarea celor spuse de tine, aș mai adăuga tot ca un lucru pozitiv, că tot pomenei de Gaudeamus și de Bookfest, sau de, eu știu, elefant.ro sau alte platforme mari, care site-uri mari care vând cărți sau organizează evenimente culturale. Mă gândeam, lucrul pozitiv din toată treaba asta este și faptul că celebrele, clasicele, cum spuneai tu, târguri de carte, Bookfest, Gaudeamus, Elefant, s-au mutat în online.
Ca o informație pentru cititori, pentru iubitorii de carte în general, săptămâna viitoare, începând de luni până duminică, timp de o săptămână, este târgul de carte gaudeamus.ro. Deci iată, cum să spun eu, până la urmă, astea sunt avantajele tehnologiei. Faptul că oamenii de acasă, da, la un click distanță, ca să folosesc o expresie foarte, da, la un click distanță, intră pe site-ul sau pe platforma respectivă și își caută cărțile dorite, da? Să zicem că nu mai bate drumul, este puțin frig afară, norad, nu mai bate drumul până la Romexpo, coadă, îmbulzeală, câteodată și stres și nervi. Nu, uite, putem să ne gândim și la acest aspect, că prin intermediul unui gadget, prin intermediul unui laptop sau unui telefon chiar, a unei tablete, noi putem să intrăm și să accesăm cărțile pe care ni le dorim, chiar și așa, în variantă online. Și vreau să te mai întreb ceva. Sigur. Ca librar cu experiență, o curiozitate, apropo și de Black Friday, de campanii în general, sezoniere, dar și de comportamentul consumatorului de carte. Crezi că s-a schimbat ceva în preferințele românilor în ceea ce privește tipul de lectură? Pentru că, într-adevăr, a existat, se știe, dacă ar fi să facem un top 3 sau un top 4, nu știu, beletristica a fost întotdeauna pe primul loc. Senzația mea, acum s-ar putea subiectivă, senzația mea ca PR al editurii Herald, care nu publică beletristică, ci literatură sapiențială, spirituală, de dezvoltare personală, psihologie, psihoterapie, căi, tradiții spirituale, texte sacre fundamentale, da? Cred că în ultimii 10, 12, 7, 8 ani, în fine, există un interes crescut al cititorilor pentru genul acesta de literatură, mai mult decât pentru beletristică. E doar o părere de-a mea sau cifrele chiar așa stau? Acum o să vorbesc și eu în calitate de om de comunicare al editurii Seneca, pentru că noi am fost plăcut surprinși că oamenii au revenit la stoicism, să învețe cum să învețe, să se ajute singur să treacă prin perioada asta dificilă pe alocuri. Și am avut o creștere foarte mare pe cărți, pe lângă textele clasice și pe cărți cum ar fi Stoicismul Azi, care să te învețe cum să gestionezi o criză și să o transformi cumva într-o oportunitate sau să nu mai fie criză, cel puțin. Și Obstacolul este calea, Ghid pentru o cale, pentru o viață fericită, Stoicismul Azi, sunt cărți care au fost mai căutate, mai mult decât beletristica. Noi publicăm și beletristică, dar interesul a fost către asta, să devenim mai buni, să gestionăm aspectele dificile, deci da. Cred că o să se întoarcă puțin ceva din, dar beletristica rămâne și toți avem nevoie de ea. Avem nevoie să citim și cărți care să ne destindă, care să ne lase să călătorim, că acum nu mai călătorim. Așa că e loc pentru toate, dar s-a schimbat puțin. E puțin accentul pe să devenim mai buni, să nu ne mai afecteze atât de tare o viitoare întâmplare de felul ăsta pentru care nu eram atât de pregătit. Și cu târgurile, dacă îmi permit să adaug, aș fi și nu aș fi de acord, nu știu cât vor da oamenii click și să considere că e aceeași experiență, pentru că noi mergeam ca librărie, nu iubeam atât de mult târgurile, pentru că eram aici cu totul aranjat frumos și oamenii veneau cu lista ce să-și, le vedeau la noi fizic, ce să-și cumpere de la târg, de la Romexpo. Dar ca editură mergeam acolo pentru dialog, să-i vedem față în față pe cititori. Asta ne e foarte greu să reproducem. De fapt, interacțiunea. Și, da, oricum, de fapt. Interacțiunea. Interacțiunea, socializarea, astea, relaționarea, astea de fapt ne lipsesc foarte mult. Dar, dincolo de toate astea, consider că, repet, e punctul meu de vedere, faptul că avem această posibilitate prin intermediul tehnologiei de a accesa anumite titluri, anumite cărți, poate de a citi și o micuță recenzie despre o anumită carte, da, pe un blog sau, și atunci să ne determine cumva să achiziționăm o carte. Dragii noștri, a fost alături de noi Ștefania Oprina, librar reprezentant al librăriilor Seneca Anticafe București.
Nu uitați, intrați pe site-ul și pe pagina de Facebook, cred că zic bine, a Seneca, librăriei Seneca Anticafe, dar și pe site-ul editurii Herald sau pe pagina de Facebook oficială, pagina de Facebook oficială a editurii Herald, unde găsiți foarte multe informații. Iată și aceste interviuri cu partenerii noștri, cu librarii. Nu uitați de Black Friday, reduceri substanțiale, le puteți găsi pe site-urile mai anterior menționate. Mulțumim foarte mult, Ștefania. Noi ne dăm mare plăcere. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă, o zi călduroasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!